Omulețul roșu de Doina Ruști, Biblioteca de proză contemporană, Litera. Mi-e foarte greu să-ți scriu toată povestea, pe care oricum o știi, da? Păi să o mai pun și acolo pe forum. Ai putea să-mi dai un semn, să-mi spui câteva cuvinte pe care să le înțeleg doar eu și care să-mi facă suportabile discuțiile de pe chatul fraților ăștia. Cum nu am de ales, povestesc mai departe, după cum ți-am promis. Eram cuprinsă de o stare de confuzie, de o emoție electrică. Notam atunci, în jurnal, tot felul de chestii care citite acum par aberații. Dar, trebuie să-ți spun, revăzându-le, retrăiesc fiecare detaliu, mai ales tulburarea paroxistică, impresia vie că cineva se află în mintea mea. Aveam sentimentul că intru din când în când într-un duios dialog mental. Mă gândeam cam înnebunit. Îmi venea să-i dau dreptate lui Rufă. Era și jenă de mine și milă. Și aveam uneori senzația că oamenii de pe stradă mă privesc cu un soi de compasiune. Am văzut de multe ori astfel de persoane care par dezarticulate, râd în hohote când nimeni nu râde, iar râsul lor sună sinistru. Există persoane care vorbesc cu mine ca și când m-ar vedea prima oară, distrați și distrași cu gândul dus. Unii sunt îndrăgostiți, alții sunt doar bolnavi, abandonați și fericiți. Așa eram eu, trăiam de pe lături de lume. Stăteam la pândă, într-o încordare soră cu moartea, ca să prind un semnal din lumea subtilă. Întâlnirile cu Andrei erau de o asemenea intensitate că începusem să-i disting trăsăturile feței, viziuni de ființă bolnavă. În special îi vedeam pomeții proeminenți și ochii plini de ape și de scântei. Prin ianuarie, după telefonul inexplicabil, te-ai transformat într-un omuleț roșu. Eram tulburată, dar și fericită să te văd viu. Odată, mi-amintesc, începusem să-ți spun că sunt bolnavă după un bărbat pe care nu l-am văzut niciodată. Te-ai ridicat în fața mea pe o policioară de căt, luându-ți o poziție gravă, cu un deget ațintit spre tavan și ai început să spui acele cuvinte stranii care m-au torturat nopți și zile după aceea, în încercarea mea paranoică de a descifra mesajul închis în ele. Mai întâi ai spus de câteva ori cuvântul începutul. Credeam că te-ai defectat, mai ales că și zâmbeai într-un anumit fel, complice. Apoi m-ai rugat să memorez. Mi-ai spus clar să țin minte cuvânt cu cuvânt. Nu uita, ai zis tu. Aici se află răspunsul tuturor întrebărilor tale. Luna sfâșiată în beregata mea de plumb, luna fălcilor falnice peste buze, îmi curge înapoi în creier. Luna noiembrie. Le-am notat repede, le-am rescris ca pe niște versuri, le-am citit în diverse combinații și până la urmă am chemat-o pe Raluca. Prima voastră conversație a fost normală. Trebuie să recunoști că Raluca știe să ia lucrurile așa cum sunt. Nu se îndoiește de nimic, nu se tulbură din orice. Te-a pipăit mirându-se că nu-ți lipsește nimic din anatomia unui bărbat, iar tu zâmbeai. Și a strâns cârlionții cu amândouă mâinile, cum face adesea, și a început cu ceea ce eu măcar nu gândisem. Cum te cheamă? Iată ce întrebare simplă, pe care eu n-am pus-o din prejudecată. Tu nu erai decât chestia aia ciudată, nu puteai să ai nume și chiar dacă ai fi avut, oricum era lipsit de sens pentru mine. Când ți-am auzit numele, mă simțeam vinovată. Săritorul mă cheamă. Nu se poate. Ce? Ăsta-i nume? Crezi că Raluca sună mai bine? Ai replicat măsurând-o ironic. Îmi place să știi, a decretat ea. N-arată rău, seamănă cu Keanu Reeves. Ți se pare? Am deschis și eu în sfârșit gura. Keanu n-are ochii ăștia. Da, ochii sunt deschiși la culoare, mai degrabă verzi, dar ca atitudine cam aduce. Ți-a admirat hainele din catifea și te-a sfătuit să-ți pui ceva gri ca să se asorteze cu fața ta roșie. Ba chiar s-a oferit să-ți facă ea niște lucruri, dar ai umilit-o schimbându-ți instantaneu vesta până când ea s-a declarat mulțumită. Așa o să te țin minte mereu. Ginj, bineînțeles,
cu dungi fine, cămașă cu dungi fine, vestă cu buzunare, bineînțeles totul gri, la ideea Ralucăi. Te-am întors pe toate părțile, te-am pipăit, te-am dezbrăcat și ți-am căutat zadarnic încheieturile. M-a mirat inițial consistența materiei din care ești făcut. Puteam să jur că este carne, elastică, netedă, cu mușchii bine reliefați, cu tot ceea ce are un om, mai puțin lumina care se aprinde în tine. Îți aduce aminte, ți-am apăsat abdomenul și pe urmă te-am luat între degete cum iei un baton de ciocolată. Am strâns, cred, destul de puternic până când ai început să te luminezi. Arătai ca un bec vopsit, treptate ai albit ca un tub de neon. Abia după ce ți-am dat drumul pe marginea biroului, ai început să te stingi. Ai văzut cum lumina îți cobora în vene, marcând arborele bine cunoscut al circuitului sangvin. M-am gândit că funcționez cu lumină, oricum un lichid alb, fosforescent. Nici acum nu știu cum. În tot cazul, gura, nasul și toate celelalte orificii sigur nu-ți folosesc la nimic. Sau nu încă. Dacă v-ați lămurit în privința mea, ar fi cazul să ieșim. Ne-ai luat tu de sus. Eram extrem de curioasă în privința mesajului tău și mă așteptam ca Raluca să-mi dea un răspuns. Ea era atunci preocupată de tine. Îți punea tot felul de întrebări idiote, gen dacă te excizi și la ce-ți folosește penisul, iar tu răspundeai corect și destins, ca și când n-ar fi fost vorba despre tine. Deocamdată nu sunt conștient de forma mea exterioară. Habar n-am cum și cât voi evolua și care va fi traiectoria vieții mele, după cum nici voi nu știți. De ce ar trebui să știu eu? Ne-am dus la Basilicu, cârciuma lui Neanelu, o rudă, cei drept o rudă suspect de obedientă de Aralucă. Aveam rezervat o masă la geam, atmosfera de casă veche, așa cum și-o imaginase proprietarul, cu tot felul de policioare, cu obiecte mici, buchețele de flori uscate, fotografii de pe la 1920, înfățișând inși care sigur n-au legătură cu Neanelu. Purtat până atunci în geanta Ralucăi, te-ai așezat confortabil lângă o păpușă de lemn, într-un coșuleț de răchită, ca decor în mijlocul mesei. Chelnerul ne-a zâmbit cu înțelegere și complicitate, tratându-te ca pe un cățel pe care trebuie să-l suporte. Nu era prea multă lume la ora aia. Cei câțiva clienți risipiți prin încăpere se făceau că nu observă că pe masa noastră se lăfăia un omuleț roșu.